Salutăm din nou, dragi telespectatori, de această dată la o emisiune grea, dificilă, din pricina conținutului. Îmi este foarte greu să afișez vreun zâmbet în cameră, în fața întreprinderii care ne așteaptă. Este o emisiune despre sinucidere. Cred că majoritatea părinților uh, care stau dincolo de uh, ecranul televizorului trăiesc spaima având copii adolescenți, că vrunia, copil i-ar putea trece prin cap gândul sinuciderii. Știm cu toții că există criză în adolescență, unii adolescenți se grozăvesc, vorbesc despre sinucidere cu relaxare, nu au foarte multe de pierdut. Totuși știm din experiență că suicidarii adevărați sunt tăcuți și ne au prin surprindere. În ultima vreme presa ne-a asaltat cu tot felul de cazuri de sinucidere de o tipologie extrem de diferită, de la un pilot uh, care își ia viața împreună cu 147 de ocupanți ai avionului, printre care o clasă întreagă de liceu, uh, doi bebeluși, uh, un tânăr de 24-25 de ani care își ucide instructorul de tir și apoi se sinucide, tineri care se aruncă din, de la înălțime presa este plină parcă din ce în ce mai mult de asemenea evenimente care par să suscite un interes patologic al cititorului Invitata noastră din această emisiune este profesor doctor Doina Cosman Vă spun bine ați venit Bine v-am găsit am o tabletă în mână. De pe aceeași tabletă am citit știrile care ne invadează despre suicid în diferite moduri. De pe aceeași tabletă am accesat o pagină care se intitulează Alianța Română de Prevenția Suicidului. Iată prezentarea invitatei noastre, președinte a acestei Alianțe Române de Prevenția Suicidului. Profesor dr. Doina Cozman este psihiatru, psihoterapeut și psiholog clinician la Universitatea de Medicină și Farmacie Iuliu Hațeganu din Cluj-Napoca. Este membru în mai multe organizații de prevenție a suicidului de nivel internațional. Este implicat în cercetări asupra suicidului de peste 20 de ani. A studiat epidemiologia sinuciderii încă din anul 1987, când în România comunistă acest domeniu era interzis ca domeniu de studiu. În timpul anilor 90, a continuat cercetarea în domeniul psihopatologiei, a psihologiei și a sănătății mentale. A început să activeze în domeniul prevenției sinuciderii, începând din anul 1993, iată de peste 22 de ani, când a fondat prima organizație de acest tip din România. Aș vrea să citesc misiunea acestei organizații. Uh, Alianța Română de Prevenție a Suicidului este o organizație non-profit care s-a înființat cu scopul menținerii și promovării calității vieții prin prevenirea actului suicidar. Crezul nostru este că moartea prin sinucidere este singura moarte care poate fi prevenită. Iată o afirmație interesantă, aproape șocantă. Suntem o organizație fără scop patrimonial, ai cărui voluntari luptă zi de zi să salveze vieți. Prin serviciul gratuit și confidențial de consiliere telefonică, încercăm să oferim suport emoțional tuturor celor aflați în criză suicidară și apropiaților acestora. În fiecare an în lume se înregistrează aproximativ un milion de decese prin suicid, ceea ce înseamnă un deces la fiecare 40 de secunde. Sinuciderea ocupă locul 2 în rândul cauzelor morții la adolescenți și tineri. În România, în fiecare an se înregistrează aproximativ 13 decese prin sinucidere la 100.000 de locuitori, situându-se pe locul 3 în ierarhia circumstanțelor de moarte violentă. Viziunea noastră este diminuarea deceselor prin sinucidere și oferirea de suport psihologic tuturor celor care manifestă un risc suicidar prin consiliere telefonică sau în scris. ARPS organizează periodic cursuri de pregătire a voluntarilor pentru linia de consiliere telefonică și intervenția în criză. Numărul de telefon SOS afișat totdeauna pe site este 0800-801-200. Stimată doamnă profesor-doctor, aș dori să ne explicați în câteva cuvinte care. Sunt lucrurile care declanșează mecanismul suicidar în mintea unui potențial uh, sinucigaș. Probabil în fața televizorului acum se află vreo persoană care contemplă de ceva vreme, sau este o idee nouă, ideea de a-și pune capăt vieții. Trecerea la actul suicidar are totuși niște baze, niște fundamente. De cele mai multe ori suicidarul cel care înfăptuiește actul fatal este o persoană care de mult timp a avut ideație suicidară. Nu putem să spunem că vreun suicidar trece la înfăptuirea decesului a autovătămării intenționate, fără să fi avut ideație suicidară. Mai apoi urmează intenția de moarte. Și aici să fac o mică precizare, poate că e importantă. In, uh, ideație suicidare înseamnă ideea că viața nu mai merită să fie trăită. Apoi ur, uh, înseamnă că uh, moartea este văzută ca o soluție generală la niște probleme generale de viață sau chiar ca o soluție specială la momentul prezent. Intenția de moarte înseamnă ceva mai mult decât această ideație generală care se învârte în jurul morții. Intenția de moarte se asociază cu capabilitatea de a-și face rău, de a se autoleza. Intenția de moarte deja presupune alegerea metodei, alegerea spațiului, alegerea unui timp exact. Deci intenția de moarte urmează ideației suicidare. Sunt faze. Uneori, sinuciderea pare a fi uh, venit așa, ca din bun senin, pentru că aceste faze prin care trece de obicei o persoană care își premeditează actul suicidar, la unele persoane uh, această premeditare este foarte scurtă. Asta depinde și de trăsăturile de personalitate. Unele persoane sunt mai uh, uh, impulsive sau chiar au un nivel de agresivitate mai crescut, fapt care se autentifică se obiectivează și din alte fapte și evenimente din antecedente, de exemplu. Care pot anunța cumva. Care pot anunța cumva, da? Conflicte, bătăi, chiar un istoric de deligvență iar alte persoane sunt deliberative, sunt cumpănite, își pregătesc bine metodele, își pregătesc bine anunțurile, își pregătesc chiar moartea, decesul, lăsând anumite lucruri în bună rânduială, ca să zic așa. Deci toate aceste lucruri sunt niște lucruri care fac deosebirea între uh, modurile în care persoanele se sinucid. Unele se sinucid așa ca și cum ar fi fi un fulger în plin cersenin, dar întotdeauna a existat totuși o mică perioadă de, ideație de și incubație de, de a ideii. Exact, da. o, o perioadă de incubație a ideii, dar care este scurtă, iar la alții pot să existe perioade destul de lungi și chiar cu uh, anunțuri făcute unor oameni din anturaj, poate nu totdeauna părinților, dacă mă refer la adolescenți, dar adolescenții dau semnale. Adolescenții nu pot să nu comunice. Și Strigă comunic, după ajutor? Nu, cumva? nu sub forma aceasta. Nu. Adolescenții se, se confesează altor prieteni și colegi cam de vârsta lor și de obicei evită persoanele adulte. Cele care sunt sub, în autoritatea asupra lor părinți, profesori? Da, persoanele adulte în general. Ați amintit de cam două modalități de expresie a potențialului suicidar, și anume cei care uh, comit meteoritic fapta după o perioadă de incubație foarte scurtă, și cei care în ultima vreme vedem din ce în ce mai mult fac spectacol din actul sinuciderii. Există vreo corelație între potențiala idee că actul. Suicidarului va fi cumva mediatizat și din cauza aceasta uh, face spectacol din moarte. Uh, spre exemplu, un, uh, un suicidar spune: Voi uh, face ceva care va schimba tot sistemul, voi uh, va lăsa urme, lumea își va aminti de mine, voi apărea în ziare în acest fel. Uh, în ce diferă uh, această perioadă de incubare destul de lungă cu? Precedente cu evenimente, și apoi explozia finală, ca într-un foc de artificii? Nu cred că aceasta este regula, deci tot ceea ce ați descris. Trebuie să ne gândim că sinuciderea nu apare din bun senin, ea evoluează pe un fond de cele mai multe ori de patologie, de psihopatologie. Sinuciderea este foarte legată de episoadele de depresie. Ori știm că depresia are o bază biologică. S-a studiat că există o dereglare în metabolismul aminelor cerebrale, a neurotransmițătorilor și principalul sistem de neurotransmițători încriminat este cel serotoninergic, cel legat de serotonină în această cu această fundamentare biologică, adică legând actul de sinucidere pe episodul depresiv, putem deja să ne gândim că acea persoană totuși este o persoană care are o depresie care fie că a fost diagnosticată, fie nu a fost diagnosticată și care de cele mai multe ori nu este tratată sau nu este tratată corespunzător. Mai ales la adolescenți Diagnosticul se face mai greu, părinții cumva ajung cu greu la ideea că copilul lor are o boală psihică, ceea ce, din păcate, este o prejudecată nesănătoasă și care duce până la urmă la consecințe mai grave. Pe de altă parte, adolescenții sunt considerați, așa, în bloc, că ei trebuie neapărat să treacă prin criza de adolescență și, iarăși, acesta este un factor care duce la nedepistarea depresiei. Și, în al treilea rând, adolescentul este Recalcitrant și nu vrea să fie dus la doctor. Destul de greu se realizează acest lucru cu, cu adolescenții. Deci, depresia trece neobservată, în special la adolescenți. La alte categorii de vârstă, adulți, populație în activitate profesională, sau vârstnici, aceste lucruri se realizează într-un mod mai firesc. Persoanele se adresează, sau anturajul acestor persoane se adresează medicului de familie sau psihologului. La psihiatru, din păcate, se ajunge mai greu. Există foarte multă um, prejudecată asociată cu ideea că o persoană care a trecut prin cabinetul psihiatrului este deja o persoană stigmatizată. Vă rog pentru telespectatorii noștri să faceți distinția pe care prea puțin lume o face, distinția între psiholog și psihiatru. Cei mai informați știu că există o distinție foarte clară între cele două și uneori se suprapun domeniile de interes, dar aș vrea să fie clar când ne adresăm psihologului, când ne adresăm psihiatrului sau amândurora. În primul rând, psihiatru este, face parte din medicină. El pune diagnostic, are parafă de a pune diagnostic cu cod. Fiecare diagnostic medical este înscris în clasificarea internațională a maladiilor și se primește un cod. Și cei care primesc concediu medical știu, sau cei care primesc o rețetă compensată, își văd codul și psihiatru pune diagnostic și are dreptul să prescrie terapie medicamentoasă. Psihologul evaluează, evaluează fie funcțiile cognitive și face deci testare psihometrică, măsoară capacitățile intelectuale ale persoanei și psihologul de asemenea evaluează dimensiunile sau trăsăturile de personalitate. Și psihologul, până la urmă, emite un bilet, un buletin cu timbru. Aceasta este modalitatea corectă ca a unui buletin psihologic, un, un buletin cu timbru, în care face o descriere. El nu face diagnostic. diagnostic. Codificabil în CIM, în clasificarea internațională a maladiilor. El face o descriere a ceea ce a găsit la evaluare. Am înțeles. Și apoi propune, sigur, mișloace terapeutice. Mișloace terapeutice de cele mai multe ori sunt propuse din domeniul psihoterapiei sau dacă intensitatea funcțiilor, intensitatea simptomatologiei evaluată și evidențiată de către psiholog o impune, atunci el face trimitere către psihiatru. Am înțeles din cine a spus că Uneori depresia este uh, cauza primară a ideației suicidare și apoi la completarea actului. Uh, de asemenea am înțeles că cu depresie trebuie să ajungem la psihiatru. Psihologul poate detecta o depresie, da. dar trebuie să ajungem cu ea la psihiatru. Apare un triunghi și aici aș vrea să... Uh, ne lămuriți, uh, având atâta experiență și expertiză în domeniu. Apare un triunghi, uh, și în lumea evanghelică acest triunghi este uh, uneori atât de tensionat. Apare psihologul, psihiatru, și de cealaltă parte uh, începe să apară o nouă categorie, exorcistul. Uh, unii credincioși spun: uh, Nu este o problemă de competența psihiatrului nu este o boală psihică, este așa cum se reflectă din scripturi, de aceea ne aflăm între scriptură și ziar, este o influență demonică sau chiar o posesiune demonică. De și atunci trebuie să mergem la exorciști. Uh, au apărut în ultima vreme tot felul de exorciști de pripas care fac mai mult rău pacienților. Ce recomandați unor asemenea persoane care stau în cumpă în, în, în aceste unghi fiind năuciți de presiuni dintr-o parte și în alta? Mergeți la cutare, mergeți la cutare. Cum putem să ne uităm la, hai să spunem, un copil adolescent care trece printr-o criză și are ideații suicidare deja? Cum putem să uh, găsim drumul spre rezolvarea acelei probleme dacă există o depresie la mijloc? Ideeația suicidare este un simptom. Poate să fie legat nu numai de depresie, poate să apară și într-un debut de schizofrenie sau într-un debut de altă psihoză sau poate să apară și în condițiile consumului de droguri. Drogurile creează în cel mai ușor caz stări de diminuare a randamentului intelectual, dar de multe ori creează sindrome confuzionale cu dezorientare temporospațială sau chiar creează pseudo psihoze, adică așa cum spunem noi, tulburare psihotică acută indusă, indusă de drog. Calea cea mai simplă atunci când astfel de simptome apar este ca părintele să-și ducă copilul la medicul de familie. Este asistența primară care este um, foarte bună în țara noastră, adică există capacitate de a fi primit acel copil. Deci adresabilitatea la doctorul de medicină uh, de interne, deci medicul de familie, este bună. Și nu văd de ce trebuie medicul să fie ocolit. Deci nu direct la psihiatru. Poate este prea mare saltul mental al acelui părinte, dar nu văd de ce saltul la exorcist. Pentru că acestea sunt niște simptome și înseamnă că părintele interpretează aceste idei într-un mod sui generis. Am înțeles. Um... Există totuși o posibilă cauză spirituală cuplată pe o depresie sau deja vorbim și ați amintit de consumul de substanțe care pot cauza diferite viziuni, vizualizări, tot felul de abatere la comportamentul normal există și în experiența dumneavoastră ați întâlnit vreun caz în care să puteți identifica și o altă cauză pe lângă cele empiric probate, și biologic demonstrate, și medical atestate? Există vreun, vreun astfel de caz? Sunt un medic creștin. Am fost sensibilizată asupra acestui aspect și mai ales în mediul evanghelic, dar nu numai, și la Ortodox. Întâlnește această idee că orice tulburare, orice tulburare somatică este de acceptat și mergi la doctor, dar tulburarea psihică trebuie neapărat să rezulte din lupta spirituală între spiritele negative și spiritele pozitive. Eu personal am întâlnit rarisim astfel de cazuri în care m-am putut gândi și la uh, o influență demonică. Și vă spun în ce situații. În situația în care acele persoane blaseră uh, într-un mediu în care se practica fie spiritismul, fie invocările, fie satanismul. În alte situații nu m-am putut gândi, în alte situații, cu toate că părinții puneau, băteau monedă pe această ipoteză, în alte situații am putut să reconstitui toate simptomele și să pun diagnosticul pe baza criteriilor acceptate internațional și codificate. Vreau să vă spun că codurile în psihiatrie nu sunt niște coduri care provin din niște păreri ale psihiatrului, ci sunt niște coduri care provin din cercetări pe grupe mari populaționale și din diverse părți ale lumii, astfel că codificarea, deci clasificarea internațională a maladiilor, este o clasificare care se face pe baze științifice. Nu văd de ce să dăm la o parte tot efortul atâtor. Și... Uh, generații de cercetători, medici și, și psihologi, mă refer la uh, codurile și diagnosticile psihiatrice, ca să ne bazăm pe părerea unui exorcist. Acesta este motivul pentru care v-am invitat în emisiune, declarația dumneavoastră, sunteți un medic creștin, practicant, uh, angajat eclesial și tocmai de aceasta am vrut ca telespectatorii să audă din gura unei persoane autorizate, unui expert. Lucruri care țin de un domeniu atât de dificil, și în care foarte mulți suntem tentați să ne dăm cu părerea. Ce I aș sfătui pe părinți, ca în momentul în care își bănuiesc copilul că ar fi influențat de vreun demon, dar se dovedește că acel copil se drogează, să apeleze la medicul de familie și apoi mai departe, pe filiera legală, să ajungă și acolo unde se poate face un diagnostic științific. Eventual dacă au apelat deja la exorcist Atunci să meargă și la doctor Pentru că nu e corect ca să se apeleze la o singură părere Așa decurge știința Și știința nu îl combate pe Dumnezeu Doar aberațiile științifice nu țin cont de, de, de creația lui Dumnezeu Știința adevărată provine de la Dumnezeu Și este uh, inspirată de Dumnezeu ne apropiem de finalul dialogului nostru și v-aș întreba ce sfaturi ați da unui tânăr părinte care are un copil în început de adolescență, este avertizat de profesori, este avertizat de psihiatrul școlii, de psihologul școlii, că fetița lui are tendințe și deja se manifestă ideații suicidară. Ce sfaturi i-ați da acestui părinte extrem de îngrijorat? Ce ar trebui să urmărească? Ce ar trebui să facă? Care ar fi pașii care ar putea să uh, fie urmați pentru a evita o posibilă tragedie? Aș uh, indica o vizită la un consilier psihologic, uh, la un psihoterapeut chiar și dacă psihoterapeutul, psihologul în urma unei evaluări atente și pe teste și scale clinice validate științific, care au criterii clare, constată că sunt semne de depresie sau de psihoză, atunci să meargă și către medicul psihiatru. În final, știu că sunteți formatori de voluntari. Asociația pe care o conduceți are o linie telefonică permanentă. Care va fi afișată în continuare pe ecran. Sunt acolo voluntari care lucrează zi și noapte, așteptând telefoane și uneori au dialoguri de câte șase ore. Sunt nopți în care, din fericire, nu sună nimeni, sunt nopți în care sună telefon după telefon. Cum am putea ajuta? Cum am putea să venim în sprijinul acestei asociații sau acestei inițiative? Sunt tineri care probabil au avut episoade, uh, tentații de suicid, acum sunt convertiți, sunt uh, echilibrați emoțional, sunt echilibrați psihic și probabil ar dori să se implice, ar dori să ajute studenți la psihologie, uh, studenți la medicină, care ar dori să vină în ajutorul acestei asociații. Ce ar trebui să facă? În primul rând, această emisiune cred că este de ajutor și probabil că vom fi solicitați pe mail-ul um, asociației sau pe website-ul www.antisuicid.com. Uh, pe website, probabil că vom fi solicitați pentru a, acceptarea de voluntariat. Vreau să vă spun că în procesul de acceptare a voluntarului, noi parcurgem câteva trepte etape. În primul rând evaluăm capacitățile empatice a acelui voluntar, în al doilea rând evaluăm robustețea psihică și de aceea nu vreau să dezamăgesc pe nimeni ca voluntar la linia telefonică nu prea se califică cei care au avut o tentativă de sinucidere. Ideație încă mai merge, dar tentativă, faptă, nu prea se califică pentru că știm că ideația suicidară de multe ori este sinuoasă. Dar există foarte mult de lucru. Avem foarte multe proiecte la asociație, avem chiar și proiecte pe care vrem să le derulăm cu categorii. Defavorizate de persoane, persoanele care se drogează sau persoanele cu risc suicidar, apoi persoanele din închisori cu risc suicidar, deci totul este cu risc suicidar, nu numai categoria anumită, de care știu că se ocupă multe organizații non-guvernamentale, inclusiv creștine. Așa că noi așteptăm doritorii să ne scrie și le vom răspunde și îi vom invita. Pe cei pe care considerăm că sunt buni pentru voluntariat, îi vom invita pentru a fi viitorii noștri voluntari. Aveți acces în școli, prin inspectoratele școlare, sau nu, nu există o colaborare? Nu, nu există o colaborare, dar am făcut în cadrul cercetărilor științifice, am făcut cercetări în trei județe cu grupa de vârstă 15-16 ani, în județul Cluj, Maramure și Zalău am derulat un proiect, două proiecte europene. În total, cam 3.000 de adolescenți au fost, au fost supuși unui screening și pe, pe teme vaste din domeniul sănătății mintale, dar inclusiv pe tema sinuciderii. În biserici, dacă ați primi invitații să prezentați un material despre suicid, eventual în cadrul lor de tineret. Ar fi disponibilitate pentru Sigur, aceasta? ar fi foarte multă disponibilitate. Ne-am bucurat, nu am fost până acum invitați. Stimată doamnă profesor doctor Doina Cozman, vă mulțumesc foarte mult pentru timpul pe care ni l-ați dăruit. Fiind atât de ocupată, implicată în atâtea activități, este important că ați găsit timp să ne dăruiți această secvență din timpul dumneavoastră, din preocupările dumneavoastră pentru a avea mai multe informații. Iată, stimați spectatori, când observăm lucruri ciudate, le spunem noi, la copiii noștri, la apropiații noștri, înrudiți sau nu, cei care sunteți profesori, observați lucruri ciudate și comportamente ciudate la elevii dumneavoastră. Primul drum care trebuie făcut este la persoanele specializate, la experți, este o... o asociații care se ocupă de aceste lucruri, e, sunt experți implicați acolo, sunt medici, sunt psihologi care vă pot ajuta. Da, am admis în timpul acestei misiuni există posibilitatea unei influențe demonice. Există o lume spirituală care se zbate pentru sufletele prea noștri. Însă trebuie să avem cumpănirea și deosebirea duhurilor și trebuie să apelăm la știință în primul rând și să nu numim împotrivirea ale științei care sunt împotriviri pe nedrept numite astfel. Vă mulțumesc încă o dată pentru atenția dumneavoastră și disponibilitatea dumneavoastră. Aștept uh, intervențiile, aștept sugestiile dumneavoastră la Marius Vă mulțumesc!